Vă salut în numele Mântuitorului, pe fiecare dintre voi vă binecuvintez în numele Domnului și chiar dacă suntem în ziua pe care o avem în România ca fiind în ziua înălțării, eu tot vă salut, Hristos a înviat, binecuvântat să fie în numele Domnului, binecuvântat să fiți fiecare dintre voi și Harul Mântuitorului să fie arătat peste noi. Așa cum bine știți, majoritatea dintre voi, în această seară vom aborda o temă extrem de importantă pentru generația tânără, pentru acei tineri care încă nu s-au căsătorit, pentru ceilalți este un subiect care parcă a fost tratat de acum o mie de ani, probabil în mințile unora. Și subiectul acesta vrea să fie potrivit și compatibil, relevant pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Suntem siguri că numai prin Harul lui Dumnezeu vom putea transmite un cuvânt potrivit și ne bazăm numai și numai pe Harul lui Dumnezeu. O să citesc un cuvânt din Cartea Sfântă Biblia, din Cartea Eclesiastul, un cuvânt pe care fiecare dintre voi le știți foarte bine, este găsit în Cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1 și prima parte a versetului 11. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Versetul 11, orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Rețineți orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Am vrea să tratăm acest subiect al prieteniei într-un mod special în, în această întâlnire. Vom vorbi despre prietenie, despre modul în care pot fi un băiat respectiv, o fată, prieteni, în vederea căsătoriei, bineînțeles. Este foarte important să subliniem încă de la început că nu avem un model biblic, adică nu avem un caz care să ne spună foarte clar. S-a căsătorit cu cutare, a avut o perioadă în care a fost prieteni, nu avem dovezile foarte, foarte clare în Sfânta Scriptură cum s-a derulat prietenia între multe persoane din Biblie. Dacă luăm, de exemplu, prietenia dintre patriarhi, dacă ne referim, spre exemplu, la Isaac și la Rebecca, o să fim șocați că nu prea au avut timp să fie prieteni, s-au căsătorit foarte, foarte repede s-au căsătorit printr-un plan providențial, într-un mod în care Dumnezeu a decis pentru ei și au acceptat planul lui Dumnezeu, dar deși nu avem un exemplu care să fie cu pași mărunți, detaliat în Sfânta Scriptură, avem principii în Sfânta Scriptură care sunt valabile atât pentru perioada aceasta a căsătoriei cât și pentru fiecare perioadă a vieții. E foarte important să observăm că o prietenie potrivită, o prietenie biblică, duce la o căsătorie după planul lui Dumnezeu, după placul lui Dumnezeu și o prietenie care nu-i potrivită cu Scriptura poate duce la eșoare. Nu zic că ei nu se vor căsători, însă s-ar putea ca inclusiv căsătoria aceea să fie un chin și să fie un mare, un mare necas pentru ei, să le fie foarte greu în viață, pentru că pe durata prieteniei nu au fost curați unii dintre ei nu au fost atenți la propria lor viață, la ce trebuie să aibă în suflet, în inimă, și la modul în care trebuie să se comporte în fiecare zi, inclusiv în perioada prieteniei. Mai întâi, am vrea să vedem câteva mituri legate de prietenie. Sunt câteva mituri prezente în lumea contemporană. O să le număr și o să le abordez, așa, pe scurt pe majoritatea dintre ele, o să fie câteva, patru mai precis, există primul mit care spune prietenia este o perioadă de probă. Adică în cadrul prieteniei tu probezi. Spre exemplu, băiatul spune eu nu pot să-i promit unei fete că mă voi căsători cu ea dacă nu o verific, dacă nu o cunosc, dacă nu am un timp special în care discut cu ea, mă apropiu de ea, Trist e că unii înțeleg că din asta chiar apropiere fizică, și atunci întrebarea mea este: Care este diferența între prietenia de probă și căsătoria de probă? Pentru că, dacă ne referim la prietenia din lume, la cei care nu-l cunosc pe Isus Hristos, știți foarte bine că ei își permit tot, toate păcatele, inclusiv relațiile intime, și atunci întrebarea mea este: În ce fel putem să argumentăm că noi? Suntem autentici în gândire, în momentul în care acceptăm că prietenia dintre un băiat și o fată este de probă. Nu cumva prin asta doar întreb, se promovează chiar căsătoria de probă sau un parteneriat, poate chiar civil, sau poate chiar un parteneriat de probă. Știți că la ora actuală există foarte multe țări unde există căsătorie de o noapte, există certificat de căsătorie care se renui toată la 2 ani. Foarte tragic, pentru că aproape că nici animalele n-au ajuns la nivelul ăsta de cădere, de cădere morală, dacă îmi permiteți uh, expresia. E foarte important să întrebăm ce anume probăm. Dacă prietenia este o perioadă de probă, ce se probează în timpul prieteniei? Ce va proba un băiat la o fată și ce va proba o fată la un băiat? Ce anume se probează? Acesta este un mit. Prietenia nu trebuie să fie o perioadă de probă. Pentru că întrebarea mea este când te oprești? Atât în nivelul acesta și în forma aceasta de a proba și o altă întrebare este la câte de persoane te rezumi, adică pe câte persoane le vei proba să vezi dacă ți se potrivesc. Deci rețineți că e un mit. Poți să fii prieten cu oricine, nicio problemă, doar probezi, doar încerci, nu ți se potrivește, te retragi, vorba a românilor, ca băiat poți să zbori din floare în floare, nicio problemă, tu poți să vorbești cu mai multe fete, tu poți să le dai chiar idei fetelor acelora, tu chiar poți să le promiți legat de nuntă, tu poți chiar să te logodești, nicio problemă, poți să rupi logodna. Dacă ne referim la asta, o să fim șocați, observând faptul că în vremea ebraică, ruperea logodnei era aproape egală cu ruperea căsătoriei. Dacă cineva rupea logodna, era pe un motiv de infidelitate, și cel ce a fost infidel sau cea care a fost infidelă trebuia să fie omorâtă cu pietre. Știți bine că Iosif, Iosif nu a vrut să o facă de rușine pe Maria, da? Și deși a aflat că este însărcinată de la două sfânt, el a fost foarte atent, foarte cu minte, a fost neprihănit, spune Biblia, și nu a vrut să o facă de rușine. Este foarte important să înțelegem că, din punct de vedere scriptural, prietenia nu poate fi o perioadă în care probezi. Dacă începem cu un astfel de principiu, deja avem toate șansele să greșim. Convingerea mea personală este că înainte să fii prieten cu o fată, tu trebuie să știi dacă fata aceea este pentru tine. Și o să vedem la al doilea punct, doi roman, cum reușim lucrul acesta. Da, deci primul mit al prieteniei este acest mit, prietenia este o prietenie de probă, Poți să fii prieten ca băiat cu orice fată și cu oricâte fete vrei. Dacă vrei, poți să le iei pe toate din biserică și să fii prieten cu ele. Și dacă nu-ți se potrivește niciuna, mergi la altă biserică. Dar, înțelegeți exagerarea mea, da? Este un mit, adică nu-i biblic lucrul ăsta. Un al doilea mit care există legat de prietenie e că prietenia este foarte potrivită pentru că e la modă, adică se poartă la o anumită vârstă. Spre exemplu, pe la 15-16 ani să începi să ai un prieten, dacă ești fată, respectiv să începi să ai o prietenă dacă ești băiat. Motivul pentru care uh, mulți încep să fie prieteni, și aici uh, vreau să clarific ceva foarte important, din perspectiva mea nu există amiciție. Știu că în contemporaneitate există trei termeni în contextul ăsta, prieten ca amic, sau prieten ca iubit. Deci eu cred că din punct de vedere al modului în care se manifestă sentimentele unui băiat față de o fată, din modul în care el reacționează în mintea lui cel puțin, nu neapărat să reacționeze fizic, nu cred că există amiciție decât dacă un băiat se comportă cu o fată ca și cum s-ar comporta cu oricare altă fată. În momentul în care se apropie mai mult decât față de celelalte fete, față de o fată, deja băiatul acela începe să pună sentimente. Băieții care mă contrazic în acest domeniu nu prea sinceri, da și așa ar trebui să-și revină, că doar cei sinceri vor ajunge în rai. Și uh, pentru fetele care nu înțeleg lucrul ăsta, trebuie să le spun că niciodată un băiat nu va gândi ca o fată în domeniul acesta. Există principiul uh, insuficienței permanente. Niciodată un băiat nu își va limita dorințele la ceea ce au avut ieri. Azi nu va fi mulțumit cu ce a avut ieri. Și în fiecare zi va dori să exploreze noi dimensiuni și va dori să simtă noi lucruri și noi uh, percepții legate de relațiile acestea. Nu neapărat să se ajungă la relații păcătoase, intime. E suficient să se ajungă la anumite relații care nu sunt pe placul lui Dumnezeu și băiatului să-i fie luată o parte din tinerețe sau din adolescență, să fie furată o parte din viață, să fie chiar distrus un, într-un fel caracterul, să fie pătat, să aibă remușcări, să aibă resentimente, să aibă o pată pe viața lui, de care e foarte greu să se poate debarasa. Și este foarte important să înțelegem că nu are rost și biblic nu-i corect să fii prieten cu cineva. Spre exemplu, dacă ești un băiat să te plinești cu o fată, doar pentru că toți băieții de vârsta ta au prietenă. Și viceversa, pentru că aici potrivește mai bine, adică fetele de obicei sunt mai influențabile în domeniul ăsta. Mai întâlnești câte o adolescentă, nu am pe nimeni în minte acum, dau un exemplu doar, și spune, dacă o întrebi, ai prieten? Ea zice da. Și următoarea întrebare, dacă eu pui, de ce ai prieten? Ea zice, pentru că toate prietenele mele au prieten. Adică asta e la modă, asta se, se întâmplă și asta se poartă în contemporaneitate. Deci rețineți că pentru a putea fi într-o prietenie biblică care să se finalizeze în căsătorie, este foarte, foarte important să nu intri într-o prietenie doar pentru că se potrivește. Aici nu se întâmplă doar la cei care sunt mai adolescenți, mai tinerei, se întâmplă și la ceilalți. Și aici e foarte important să vorbesc, și în rândul celor care au trecut de 25-30 de ani, poate chiar și mai mult, nicio problemă. Nu vă impacentați, planul lui Dumnezeu nu s-a finalizat în dreptul vostru. Dumnezeu continuă să lucreze în dreptul vostru și are un plan special. Chiar cred în predestinare, vederea căsătoriei. Dovada e poza din spate, pentru că am la mine acasă pe cea mai frumoasă femeie din lume și asta e realitatea. Slavi să fie Domnul, voi sper că ziceți amin, nu vă aud, dar sper că ziceți. Domnul să o binecuvinteze, și pe fiecare dintre voi să vă binecuvinteze Domnul și să vă deschidă planul și drumul pe care îl are în dreptul fiecăruia dintre voi. Rețineți, mitul ăsta nu trebuie să fie acceptat și anume, prietenia trebuie să existe doar pentru că se poartă. Există o concurență foarte mare, de exemplu, asta se întâmplă și în momentul în care toate prietenile unei fete s-au căsătorit, ea nu are prieteni și atunci ea intră într-un fel de stres într-un fel de panică, dacă îmi permiteți expresia, și și-ar dori să vorbească cu oricine, ar accepta orice discuție cu orice băiat, chiar dacă băiatul acela nu îi se potrivește, chiar dacă băiatul acela nu are o relație personală cu Isus Hristos și vom vedea imediat care sunt criteriile după care trebuie să alegem în vederea căsătoriei. Și fata acceptă orice băiat doar pentru că nu vrea să rămână singură. Aici e o luptă foarte puternică la nivelul minții, atât în cazul fetelor, cât și în cazul băieților, fiecare dintre aceștia, la nivel individual, personal, trebuie să rămână verticali și trebuie să nu-și păteze relația lor cu Dumnezeu, să nu o întrerupă și să nu o să o facă așa, să o întrerupă pentru că există opresiune a anturajului. Deci, e foarte important să înțelegi că Dumnezeu are planul lui personal cu tine și dacă tu rămâi în planul lui Dumnezeu legat de viața ta, Dumnezeu nu te lasă. Dumnezeu nu renunță la tine doar pentru că. Toate prietenii tale s-au căsătorit doar pentru că toți prietenii tăi s-au căsătorit. E foarte important să fii atent și să nu iei decizii pripite pe baza stresului, pe baza contextului, pe baza faptului că se poartă lucrul ăsta. Da? E foarte important mitul acesta să fie distrus. Mitul sunt prieteni cu cineva doar pentru că e la modă, se poartă lucrul acesta. Al treilea mit care există e mitul numit prin prietenie pot să am o poveste frumoasă, adică voi avea o poveste cu cineva, voi povesti cu cineva, voi socializa, chiar există fete care spun eu vreau să fiu prieten cu un băiat, eu vreau să fiu prietenă cu un băiat pentru că băieții sunt mult mai diferiți de fete, băieții socializează altfel, numai, numai băieții mă înțeleg, spun unii, unele fete, doar în contextul ăsta pot să am o legătură mai strânsă și așa mai departe. E foarte important să înțelegem că prietenia nu este mijloc de socializare. Adică în momentul în care ca și fată ai o problemă de socializare cu alte fete, să nu crezi că încercând să intri într-o legătură cu anumite persoane, cu anumiți băieți, poate chiar cu mai mulți deodată, asta e foarte grav, și vei ajunge, vei ajunge să îți meargă mai bine socializarea nu funcționează pe baza prieteniei. Și prietenia nu trebuie să aibă ca argument primar socializarea. Adică doar să discuți, doar să relaționezi, să împărtășești anumite sentimente. Mai există o problemă în domeniul ăsta. Există, de exemplu, băieți care discută cu foarte multe fete ca să vadă cum gândesc. Și ei spun, voi face lucrul ăsta doar ca să văd cum gândesc, pe mine nu mă interesează neapărat o relație reală, eu nu vreau neapărat ceva durabil, eu discut doar să văd cum gândesc persoanele de gen de sex opus și mă interesează lucrul ăsta. Să știi că singurul domeniu în care n-ai nevoie de experiență și singurul domeniu în care experiența este interzisă e domeniul prieteniei în vederea căsătoriei, în domeniul căsătoriei n-ai nevoie de experiență. Pentru că vreau să te întreb foarte clar ce experiență a avut Adam și Eva înainte de a fi căsătoriți. Le-a prezentat oare domnul vreo metodă? A avut experiențe din partea altora? Nu, n-au avut. Adam a avut-o doar pe Eva și Eva l-a avut doar pe Adam. E adevărat că lor le-a fost foarte ușor să aleagă pentru că au primit cadou direct mulți v-ați dorit lucrul ăsta, sper că nu băieții, așa, să primiți cadou. Știți că există câte un băiat care zice, eu o să mă căsătoresc când Domnul mi-o aduce pe Eva. Nu așteaptă, nu mă fi atent că s-ar putea să trebuie să-ți ia o coastă <laughs> și s-ar putea procesul să dureze și poate chiar s-ar putea să suferi din cauza procesului ăstuia, că va trebui să primești o anestezie, să fie adormit un pic și apoi după aia să te trezească Domnul și să nu fie foarte simplu. Da, deci mare atenție, mare atenție la modul în care gândim în domeniul ăsta. Rețineți că prietenia nu este mijloc de socializare, adică noi nu ne împrietenim, spre exemplu, un băiat nu se împrietenește cu o fată doar pentru a socializa, pentru a avea o socializare mai de calitate și viceversa. O fată nu e permis biblic să se împlinească cu un băiat doar pentru că cu băiatul acela se înțelege mai bine. Și dacă cei doi vor fi foarte sinceri, fiecare la rândul lui și fiecare în dreptul lui, vor recunoaște la nivel individual-personal că, de fapt, acolo nu e vorba doar de o înțelegere. Acolo există și un substrat. Adică, băiatul și-ar dori, într-un fel, să vorbească cu fata aceea, pentru că îi place și dacă fata e serioasă, nu e nicio problemă cu asta, și viceversa. Adică, în spatele acelei, așa zise, socializări, de fapt, sunt și sentimente, sunt și stări, sunt uh, lucruri pe care ei trebuie să le recunoască că există în viața lor stări care nu pot să le numesc că sunt rele, da? stări existente și despre care pot să spun că pot fi curate, dar nu au curajul să mărturisească lucrurile acesta, adică nu au curajul să spună, da, uite, noi ne dorim lucrul ăsta pentru că vrem în viitorul apropiat sau în viitorul îndepărtat să ne căsătorim. Și atunci, pentru că este o rușine de genul ăsta, se ascund, spun, nu, nu chiar avem noi o problemă, nu chiar vrem, nu știm încă, ne mai gândim, se schivează în momentul acela, ori este vorba de o stare de neserozitate, ori este vorba de o stare de instabilitate. Și trebuie să fie foarte unești pentru că dacă vor continua așa, vor merge în derivă, adică nu vor ști pe unde să o apuce, nu vor ști exact cum să reacționeze, vor avea parte de înfrângeri uneori. Plus că, în momentul în care o fată pune sentimente pentru un băiat, și băiatul respectiv doar a folosit-o ca să poată povesti ca să aibă mijloc de socializare și așa mai departe, fata aceea va suferi foarte mult, poate că băiatul va, mai ușor își va retrage corăbiile și nu vor fi scufundate de tot și va putea să reînceapă o altă relație, dar cel puțin pentru fată suferința este foarte mare. Au fost fete care din cauza asta chiar au pierdut mult spiritual și au fost fete care chiar au lăsat credința, chiar l-au părăsit pe Mântuitorul pentru astfel de evenimente care s-au derulat în viețile lor. Mare atenție, prietenia nu este în mijloc de socializare, adică nu e în regulă ca fată să fii prieten cu un băiat doar pentru că să aveți o poveste. În domeniul ăsta vă recomand o carte scrisă și probabil că o știți majoritatea dintre voi. Titlul cărții este Când povestea de dragoste se scrie Dumnezeu. Așa că povestea de dragoste trebuie să o scrie Dumnezeu, nu trebuie să o tu cu cineva. Deci mitul numărul 3, Prietenia ar fi un mișloc de a povesti cu cineva, de a avea o poveste mai de calitate, mă înțelege altcineva de, de sex opus și trebuie să am o discuție. Nu, prietenia nu este pentru asta. Pentru că te întreb acum dacă tu vei avea această percepție, întrebarea mea este următoarea. Imaginează-ți că te căsătorești și în timp ce ești căsătorit de un an de zile, să zicem, sau de mai mult timp, începi o discuție cu altă persoană. Deci ca băiat tu începi o discuție cu o fată pentru că ci că ea te înțelege mai bine. Ți se pare normal asta? Nu vei spune stai, păi cum că e căsătorit, n-are voie. Să știi că e aproape asemănător, deci nu e în regulă lucrul acesta. Al patrulea mit e faptul că prietenia nu poate fi periculoasă. Adică prietenia este doar o prietenie, este o chestie copilărească, e un lucru care îl facem, îl avem din pasiune, dacă pun sentimente, spun cei mai mulți postmoderni, până la urmă ce pierd, sunt sentimentele mele, eu mi-am dorit asta, a fost decizia mea, a fost planul meu, n-am nicio problemă, oricând pot să mă retrag. Da, teoretic ai putea să te retragi oricând. Practic, vei lăsa o urmă. Că vrei sau nu să accepti lucrul asta, tu influențezi pe cei din jur. Mai mult sau mai puțin, tu ai o influență. Adică persoanele cu care tu vorbești ajung să fie influențate prin simplu fapt că tu ai vorbit. E mare, mare atenție și e foarte, foarte neserios din partea unui om să spună eu nu influențez pe nimeni prin modul în care mă comport. Aici nu e doar de vorba de o influență socială, da? aici nu e vorba doar de socializare pentru că prietenia presupune apropieri. imaginează că tu ai vrea să te căsătorești ca fată și e foarte bine că vrei să te căsătorești. Ți-ar plăcea să te căsătorești cu un băiat care și-a dat sentimentele lui pe rând de-a lungul timpului la încă 10 fete, fără tine? S-ar putea să știi că tu ești a 11-a pe listă? Că vrei, că nu vrei, ceva din băiatul acela cu care tu intenționezi să vorbești s-a așezat în mintea, în sufletul, în caracterul celor 10 fete. Că vrei să accept sau nu, el a lăsat niște urme, cel puțin sentimentale. Ca să nu vorbim de alte urme care sunt groaznice și care au repercusiuni foarte, foarte mari din punct de vedere scriptural, mare atenție! Prietenia e periculoasă. Pentru că în orice prietenie îți permis lucruri pe care nu le, nu le vei permite și nu le-ai permite cu cineva cu care nu ești prieten. Așa se explică faptul că doi care se căsătoresc încep să fie niște oameni uh, diferiți după căsătorie. Uh, și încep să se gândească, stai puțin. Eu nu-l cunoșteam așa pe băiatul ăsta. Băiatul ăsta a fost așa de gentleman cu mine, cum de acum el ridică tonul la mine? Nu-i cazul meu, nu știu să mă cer, stai știți. <gătări> deci chiar. Dar, înțelegeți? Adică sunt niște lucruri care încep să se deruleze după ce cei doi și-au declarat prietenia, adică au început să se apropie. Și mai există un efect care se întâmplă, și anume, uh, imediat după derularea căsătoriei. Soțul știe că soția este a lui, și viceversa, și încep să-și arate adevărata față. Și atunci va fi un șoc, va fi un șoc. Dacă pe durata prieteniei nu ai fost curat din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual și chiar și fizic, să știi că asta va avea efecte negative în căsătoria ta. Când văd un cuplu care nu se înțeleg, adică un soț și o soție căsătoriți recent, am mari semne de întrebare dacă ei au fost curați. Am mari semne de întrebare dacă ei și-au păstrat curăția. Când văd că ei au deja probleme după un an, doi, trei, cinci, nu știu. Prietenia presupune implicații în căsătorie. Prietenia ta cu cineva poate fi periculoasă. În cadrul prieteniei o să-ți permiți lucruri care nu sunt obișnuite. În cadrul prieteniei o să fi tentat cel puțin să-ți permiți lucruri care nu sunt normale sau care nu le permiți oricui, ca de obicei. E foarte important ca în prietenie să păstrezi acest simțământ. Prietenia poate fi periculoasă. Te-ai obișnuit cu omul acela, ai început să-l cunoști mult mai bine, ai început să știi modul în care reacționează, ai început să spui da este al meu oricum, poți să-mi permiți și asta, și asta, și asta. Și mare, mare atenție pentru că prietenia poate fi periculoasă. Nu tot ce este pasional e și pur din punct de vedere spiritual. Nu tot ce este o pasiune este și plăcut lui Dumnezeu. Nu tot ce presupune o plăcere este și plăcut în fața lui Dumnezeu. Adică o plăcere între cei doi. Da? Trecând de la miturile prieteniei, am vrea să mergem mai departe și să ne uităm la maniera în care se încheagă o prietenie. Deci, în al doilea rând, maniera în care se încheagă o prietenie. Am numit mesajul și am intenționat să vă spun mai încolo, dar vă spun acum, prietenia punte sau pod, prăpastie sau pod. Adică prietenia poate fi o prăpastie care să te ducă în iad. Cunosc oameni care s-au dus în iad din cauza unei prietenii, nu pentru că au murit imediat după ce au comis anumite păcate, ci pentru că niciodată nu s-au întors, cel puțin până în prezent, mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să-i ajute, pe cei ce au plecat în iad nu mai are cum pentru că au plecat la cele eterne. Mare, mare atenție. Maniera maniera în care se încheagă o prietenie biblică. Mai precis, cum să aleg. Aici e foarte dificil. Cum să iau o decizie corectă. De unde știu eu că acel băiat este pentru mine? Cum să fac o alegere care să fie o alegere biblică, corectă și care să fie potrivită cu Scriptura. În primul rând, permite lui Dumnezeu să-ți prezinte planul lui. Reține ce spun, permite lui Dumnezeu să-ți prezinte planul lui. Vedeți, fiecare dintre noi avem planuri. Să nu spuneți că legat de domeniul acesta, voi nu aveți anumite scenarii în minte, nu aveți anumite proiecte. Știu foarte clar că fetele își doresc și culorile la ochi, adică nu o culoare este, da? Adică ce, ce fel de ochi să aibă băiatul, ce înălțime să aibă, știu și persoane care au fost dispuse chiar să se roage pentru asta și le încurajeze să facă asta, chiar dacă au riscul foarte mare ca Dumnezeu să le dea altfel decât se roagă ei sau ele, da? dar să accepte că trebuie să se roage și e voia lui Dumnezeu lucrul ăsta, e foarte important în alegerea asta să-i permiți lui Dumnezeu. Și când zic permite lui Dumnezeu, par oarecum contra subiectului, Adică, cum să-i permitem lui Dumnezeu? Dumnezeu nu e suveran. Da, Dumnezeu e suveran, însă tu trebuie să-i permiți și trebuie să accepti planul lui Dumnezeu. Trebuie să subliniez aici că în Biblie a existat un singur Adam și a existat o singură Eva. Din perspectiva mea, există un plan perfect al lui Dumnezeu pentru tine. Dacă tu încă nu crezi asta, ar trebui să începi să mai meditezi la cuvântul lui Dumnezeu și să știi că Dumnezeu își dorește binele tău. Nu numai că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, spune cuvântul Domnului, ci dorește care să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuit, dar Dumnezeu îți dorește inclusiv binele tău uman. Adică Dumnezeu nu te va face să suferi decât dacă are un plan excepțional, da? Are un plan excepțional ca Iov, dar El nu te face să te suferi doar ca să facă asta din o demonstrație sau ca să-i să faci lui plăcere că te vede suferind, dar Dumnezeu nu-i nu cinic, da? Dumnezeu își dorește binele tău. Și binele tău poate fi diferit ca percepție de binele lui Dumnezeu. Reține că Dumnezeu are un plan perfect pentru tine. Dumnezeu l-a creat pe Adam și a creat-o pe Eva. Uitați-vă, a existat un singur Zaharia și o singură Elisaveta. Uitați-vă, a existat un singur Avram și o singură Sara. Deci în planul lui Dumnezeu, Agar nu exista. Agar n-a fost planul lui Dumnezeu. Agar a fost greșeala lui Avram și a Sarei. Deci reține ce-ți spun, există un singur om, dacă ești fată, un singur băiat, pe care Dumnezeu l-a predestinat, asta e percepția mea, pentru tine. Eu cred că Alexandra a fost predestinată pentru mine să fie soția mea și sunt foarte bucuros pentru asta. Și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că a avut un plan extraordinar. Da? Eu nu sunt perfect, ea e mult mai perfectă decât mine, dar amândoi ne perfecționăm ca să ajungem spre perfecțiunea lui Isus Hristos. Și împreună ne fuim unul pe celălalt din punct de vedere spiritual ca să ajungem la perfecțiunea lui Hristos. Eu cred că există o predestinare în căsătorie și în chemare la slujire, nu la mântuire, în căsătorie. La ce mă refer? Eu cred că Dumnezeu, înainte ca tu să te naști, a creat o persoană, mă refer când zic că a creat a avut un planul său, chiar dacă nu a și existat în momentul respectiv, o persoană care să fie potrivită pentru tine. I-a făcut un ajutor potrivit pentru el. Da? Rețineți că lui Adam nu i s-a creat două Eve, nici măcar o Evă și nu știu cum să o numesc pe cealaltă, o altă femeie, ci a fost un singur Adam și o singură Evă. Dumnezeu are un plan perfect pentru tine. E foarte important în această recunoaștere a planului Dumnezeu să-i cer lui Dumnezeu să-ți descopere care este acea persoană pe care El a pregătit-o înainte în temerea lumii ca să fie soția ta. Trebuie să sublinez aici că dacă tu arecum cu ghilimele de rigoare, ratezi planul ăsta perfect și tu totuși te căsătorești în Domnul, eu nu pot să spun că vei fi blestemat. Nu pot să spun că nu vei avea fericire și că vei fi distrus, că nu mai ai nicio șansă, gata, nu poți fi mântuit. N-am -am argument biblic pentru asta. Apostolul Pavel zice foarte clar, poate să se căsătorească, dar să fie în Domnul. Adică persoana aceea cu care intenționează să intre într-o relație de căsătorie, da? să fie în Domnul Isus Hristos, adică să fie o făptură nouă în Domnul Isus Hristos. Asta înseamnă clar să fie botezată în numele Tatălui, la Fiului și a Duhului Sfânt la o vârstă matură, înainte de botez să fie născută din nou atât fata cât și băiatul amândoi să fie născuți din nou, că dacă nu sunt născuți din nou, n-au cum să meargă pe drumul lui Dumnezeu. Și s-ar putea să-ți meargă bine chiar dacă tu nu o găsești pe persoana potrivită la nivelul perfecțiunii, adică Dumnezeu va potrivit perfect. Dumnezeu are un plan perfect pentru tine. În momentul în care tu găsești planul acela, să știi că vei avea un nivel de binecuvântare mult mai înalt. Când zic binecuvântare, nu mă refer la bani, la prosperitate, mă refer în primul rând la pace. Mă refer în primul rând la acea liniște a căminului, la cea binecuvântare a prezenței Lui Dumnezeu în casa voastră, mă refer la puterea Lui Dumnezeu care e manifestat între voi, mă refer la un, un duh liniștit al prezenței Lui Dumnezeu, prezența Lui Dumnezeu, aproape că e suficient să spun lucrul ăsta. E foarte important să-i permiți Lui Dumnezeu să-ți arate care e planul Lui pentru tine. În momentul în care tu ca băiat primești planul Lui Dumnezeu, un plan care nu va fi desfășurat automat tot, așa ca un plan la o casă, da? Deci nu-i vorba că-ți arată exact intrarea, cum intri, tot, îți spune numărul de telefon la fată. Nu, 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 stai liniștit, stai un pic. M Ai înțeles bine, da? Dar există un plan al lui Dumnezeu pe care îți derulează Dumnezeu pas cu pas ce trebuie să faci, pas cu pas cum trebuie să mergi. Mai cred ceva. Eu nu cred că mă potriveam cu oricine. Există băieți care spun. trisie că unii dintre ei spun: După ce sunt bărbați căsătoriți, și zic: Bine, mă eu puteam căsători cu jumătate din cluj. Serios. Și eu întreb: Cum te-ai reușit? Înțelegeți? Nu, nu te potrivești cu oricine. Există un plan perfect al lui Dumnezeu. E foarte important să vezi ce îți spune Dumnezeu despre asta. Nu doar o părere așa fină, un cuvânt al lui Dumnezeu rar, nu. Se cer lui Dumnezeu detaliarea planului, să vezi ce vorbește Dumnezeu prin uși deschise, uși închise. Ce vrea Dumnezeu de la tine? Dă-i voie lui Dumnezeu, dă-i voie lui Dumnezeu, permite lui Dumnezeu să deruleze planul lui cu privire la tine. Va trebui în domeniul ăsta să fii ca și o coală albă, pe care tu nu scrii nimic din preferințele tale legate de căsătorie. Pentru asta e foarte, asta e foarte greu la fete. Fetele foarte greu acceptă lucrul ăsta, pentru că ele, ele au preferințele lor și e normal să fie așa, sunt uh, foarte atente la detalii, exact cum reacționează, cum deschide ușa, cum intră, cum iese, uh, ce expresie spune, vai ce m-a făcut de rușine, cum ai putut să faci lucrul ăsta, mai spune câte o fată din când îmi mai aud așa, de <laughs> ok, înțelegeți? în domeniul ăsta îți va fi foarte dificil ca tu să te pui în mâna lui Dumnezeu. Dar să știi că dacă tu te pui total în mâna lui Dumnezeu și și în domeniul ăsta te predai înaintea lui Dumnezeu, o să vezi că ai parte de binecuvântare. O să vezi că Dumnezeu îți răspunde și îți onorează această decizie personală a ta. Cum să aleg? Doi, pregătește-te pentru prietenie. Vedeți, foarte mult se pregătesc pentru căsătorie, foarte puțini se pregătesc pentru prietenie. Marea majoritate a tinerilor se pregătesc pentru lucruri care sunt existente. Cum să mă pregătesc eu pentru prietenie? Dar pregătește-te pentru prietenie. Nu te pregăti doar pentru căsătorie. Pentru că vei avea un șoc. Nu te vei putea pregăti pentru căsătorie dacă nu ești pregătit pentru a intra într-o prietenie biblică. Aici vreau să amintesc ceva foarte important. Pregătește-te să poți face față unor provocări fizice, adică să le blochezi. În relație, fetelor, vă rog frumos să fiți bodyguards. Pentru prima dată când băiatul încearcă să vă atingă, aveți voie din partea mea să-i dați un pumn. Sper că n-ați făcut sală. Aveți voie să aveți o reacție. Adică bodyguardul într-o relație totdeauna este fata. Băiatul în mod normal nu se poate controla când vin anumite stări de emoții peste el. Nu emoții că e emotiv, da? Ați înțeles voi despre ce vorba. Da? anumite stări, anumite gânduri și așa mai departe, anumite reacții psihice chiar pe care nu le poate controla băiatul nu poate să se controleze de foarte multe ori și fata trebuie să fie foarte atentă, foarte atentă tu ca fată va trebui să spui pui problema înainte să intri în căsătorie cum voi reacționa dacă ce voi face dacă, de exemplu băiatul îmi propune să urc în mașina lui, apropo ce o să faci să-ți o întrebare pe aplicație înainte să-mi pui tu. o să urci în mașina lui după cât timp o să urce mașina lui? Mă tem de fetele care urcă în mașina unui băiat imediat după ce au vorbit la 20 de minute de distanță. Mă tem pentru fetele care urcă după o zi, după două. Mă tem și pentru fetele care urcă doar ele în mașină cu băieții aceia. Adică fata urcă mașină la un băiat, doar ei doi. Mai ales dacă și o săi km, Traseul le presupune și le aduce în față o grămadă de provocări la care n-ar trebui să se expună. Acum vă dau un exemplu din viața mea, pentru că singura persoană pe care o cunosc eu mai bine sunt eu, apoi pe Alexandra, și trebuie să vă spun că, de exemplu, când înainte de a fi căsătoriți, când eram în relația de prietenie, în momentul în care Alexandra era invitată împreună cu tinerii bisericii unde eram eu atunci membru și unde sunt și acum, nu vă spun lui, dar știți voi, așa, când trebuia să mergem într-o misiune, când ea era invitată de grupul de tineri din biserica mea, ea răspundea în felul următor, dacă va putea să vină prietena cu tare, era să-i dau numele, așa, o să vin, dacă nu, nu. Adică ea nu urca în mașina unui beat singură, Asta e vorba de calitatea vieții tale, de înălțimea calității vieții tale. Adică de ce fel de prestanță spirituală ai, nu-i mândria asta. Nu-i mândrie, nu-i fițoșag, nu-i așa, nu, nu, nu. E vorba de prestanța de care dai tu dovadă. Adică în ce fel de mașină urci și când urci. Eu nu cred în, într-o prietenie în care doi stau la colțul străzii și se sărută. Asta e jignitor, e josnic. Adică cum, cum tu ai nivel spiritual când faci asta, vrei să-mi spui? Adică dacă ai nivel, nu la ce nivel ești. Ca să nu zic că e sub nivelul mării. Fii foarte atent. Fii foarte atent. E propria ta viață. E, 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 propria ta viață. Faci ce vrei cu ea oricum. Eu nu pot să-ți dictez ce să, ce să, mănânci, unde să mergi, cum să reacționezi. Eu dau, dau niște sfaturi. Tu faci ce vrei cu viața ta. Părinții te răspund pentru tine dacă ești minor sau minoră, dacă nu răspund singur în fața legii, însă vreau să spun că asta nu este o pregătire pentru prietenie. Nu se poate una ca asta, e jignitor, e josnic. Adică, spre exemplu, o fată se pozează pe Facebook sau nu numai și în alte contexte cu niște reacții, cu niște atingeri, cu niște îmbrățișări pe care ar putea să le aibă doar după ce e căsătorită și dacă ar fi bine manierată, ca să nu zic altfel, nu le-ar pune în public. Pentru că asta e chestie privată, da? Lucrurile private se țin în privat. Nu se publică. Nici dacă ești cea mai mare vedetă sau cel mai mare din lumea asta a starurilor. Asta e josnic, nu i vetetism. asta e sub nivelul mării, repetă de oară. E foarte important să înțelegi, e, e propria ta viață, faci ce vrei cu ea. E propria ta viață. Așadar, pregătește-te pentru prietenie. Adică, puneți niște întrebări, cum o să reacționezi dacă? Puneți niște bariere foarte fixe, ce o să fac dacă? Apropo, o să ți permiți ca fată să rămâi peste noapte în casa unui băiat? Ce zici despre asta? Chiar dacă sunt 2000 de kilometri distanță între voi spuneam într-un alt context că pentru cazul ăsta, la băieții foarte săraci, să nu vă scrieți ibanul uh, Ibanu codul pe chat, la băieții foarte săraci o să le plătezi o cazare în prima noapte. La un hotel, bineînțeles, adică singur în cameră, da? Dacă tu mergi, spre exemplu, spre vedere și vrei neapărat să te căsătorești, da? Nu știi fata asta, vrei să discuți cu ea, nu-i nimic rău că nu să discuți. Pe durata zilei trebuie să discuți în, în, într-un loc unde mai sunt și alte persoane, da? nu indicat să stai la colțurile străzii, în parcuri ascunși nu știu cum, asta e, nu știu cum, animalism, să cum să o numesc. Era să zic sub nivelul mării, dar era treia oară. Așa. E foarte important să înțelegi, e foarte important să înțelegi dacă chiar trebuie să rămâi neapărat să discuți cu persoana aceea în vederea căsătoriei, când vine seara sau dacă pleacă cineva din casa în care sunteți voi doi, tu ca băiat inteligent, da, n-apucă să iasă persoana aceea. Tu ieși înainte. Tu nu rămâi în clădirea aceea, tu nu rămâi. Îți cauți un prieten, dai niște telefoane, faci ceva, îți iei o pensiune, închiriezi un spațiu. Adică tu, nu este foarte important doar să fii curat. Este foarte important să se și audă asta. Să se și vadă. imaginează că intri într-un sat unde toți stau cu ochii printre garduri, printre scândurile de la gard. E un sat, da? E un sat. Și își dau seama toți că tu ai intrat în sat. Și merge povestea că băiatul ăsta a venit pentru fata cu da? Și toți stau la uși. Acum dăm voie să actualizez, da? În sensul invers. Toți stau pe la geamuri. Nu pleacă toată băiatul ăsta. Și se află că băiatul a rămas peste noapte acolo. Și ce cred toți? Băiatul ăsta e un serios. Băiatul ăsta e un serios, scurt. Ai înțeles tot, da? Pregătește-te pentru prietenie. Crează-ți bariere puneți niște jaloane spirituale, puneți niște ziduri atât de dure și atât de înalte și atât de rigide încât și dacă ai vrea să scapi și dacă în momente de vulnerabilitate, când ești singur, când s-au întâmplat atingeri, când ai ajuns într-un loc și într-un spațiu în care nimeni nu te vede, când diavolul spune oricum vă căsătoriți, care e problema? În momentele acelea să nu poți cădea. Să nu poți să ajungi pradă păcatului. De ce? Tu ți-ai niște bariere. Tu nu poți să cazi. Tu nu poți să cazi. Spre exemplu, am apreciat foarte mult un pastor care spunea, când am intrat în relație de cunoaștere cu viitoarea mea soție, am rugat-o pe mama, mama ei când mergeam la ea acasă, am rugat-o ca din când în când să-și găsească de lucru în camera unde suntem noi. Între noi era o distanță de minim o Biblie, dar Biblie de aia mare, știți? Ați văzut Biblia de roșie, foarte înaltă, gros, așa. Și am rugat-o pe mama ei din când în când să intre, cu motiv sau fără, să fie foarte deschisă și liberă să se simtă să intre, pentru ca nu cumva vreodată să avem vreo tendință și să avem vreo reacție care nu-i potrivită. Pregătește-te pentru prietenie. Să știi că e un alt nivel spiritual la care trebuie să fii ca să poți să ai un prieten ca fată, respectiv să ai o prietenă ca băiat, din punct de vedere biblic, trebuie să fii pregătit pentru asta. Nu oricine se poate căsători. Mulți își pot face certificat de căsătorie, dar nu oricine se poate căsători. În sensul că nu oricine poate fi pregătit pentru a intra în căsătorie. Pregătește-te pentru asta. Pregătește, roagă-te, roagă-te special. Va trebui ca fată să te rogi special pentru viitorul tău soț. Va trebui să te rogi. Apropo, crezi că există sau crezi că se naște acum? Hai că sper că asta nu e la modă, da? Am văzut o întrebare de genul ăsta, dar sper că nu e vorba chiar de 15-20 de ani diferență. Dacă e vorba de asta, e o problemă un pic cam dificilă. Nici în Italia nu e la modă asta, dar chiar așa. Sau în alte țări unde se poartă lucrul ăsta. E foarte important să crezi că Dumnezeu îi poartă de grijă, dar e foarte important să te asiguri că tu te rogi pentru persoana aceea. Roagă-te! Uite, dacă vrei să te căsătorești, fixează pe săptămână o zi de post. O zi de post în care se ceră lui Dumnezeu călăuzire, lumină, înțelepciune, curaj chiar. Sunt băieți foarte serioși care nu au curaj să căsătorească. Ei trebuie să se roage pentru curaj. Trebuie să se roage ca Dumnezeu să le dea curaj să înceapă să pornească drumul ăsta, pe drumul ăsta. După planul lui Dumnezeu, la timpul lui Dumnezeu fără să se teamă de un eșec, fără să se teamă de uh, o barieră care se ridică. E foarte important, e foarte important să fii pregătit pentru prietenie. Nu la prietenia ca o chestiune de, de joacă de copii. Da, mă împrietenesc, plec, nu mă interesează, hai că nu știe nimeni, știe grepere, blochez contul, hai că am rezolvat. Nu, nu, nu. nu. Pregătește-te, ia o zi de post, roagă-te, stai înainte lui Dumnezeu. interesează de la ce vârstă ar fi normal să ai tu un prieten ca fată. Interesează-te tu ca băiat dacă ești gata pentru asta? Adică analizează problema, gândește felul următor. Imaginează-ți că ar trebui neapărat, chiar dacă tu ai vilă mare, sau părinții tăi, nu știu, n am niciun caz în minte, dau un exemplu. Imaginează-ți că tu ar trebui să mergi în chirie. Ai fi gata să aduci existența pentru familia ta, adică sursa existențială. Ai putea să-ți grănești copii, dacă Dumnezeu îți copii. Ai putea voi doi să mergeți înainte. E foarte important să fii pregătit pentru prietenie. E foarte important să-ți iei un jurnal, să-ți scrii anumite lucruri, să scrii exact ce ai vrea despre viitorul tău soț. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, uite, eu mă rog pentru viitorul meu soț și îmi doresc, uite, lucrurile astea. Începe cu ce vrei tu, dar te rog frumos nu rămâne la lucrurile fizice. Ajunge, să ajungi într-un final la lucrurile spirituale. fă ți timp să te gândești cum ai vrea să-l auzi că se roagă. fă timp să te intereseze dacă ai vrea să-l auzi ca un om care postește care citește Biblia, să-ți scrii în jurnal dacă ți-ai dori ca viitorul tău să fie predicator. Acum vă deconspir un fapt foarte, foarte apropiat, adică foarte, foarte uh, familial. Alexandra, când avea vreo 16 ani, și-a scris în jurnal că își dorește ca viitorul ei sol, să fie lider tineret sau predicator. Și uite că i s-a cel puțin... Uh, încearcă să se întâmple unele dintre ele, așa, înțelegeți? Adică scrie să jurnal lucrurile astea, stai înainte lui Dumnezeu și caută, caută fața lui Dumnezeu. Fii pregătit pentru prietenie. Pregătește-te pe tine însuți. Nu încerca să vezi pe cel care e pregătit. Înainte să, să observi persoana care e potrivită pentru tine, fiind pregătită pentru asta, caută să vezi dacă tu ești pregătit. Spuneam, roagă-te, citește Biblia, făți un jurnal personal în care să-ți notezi lucrurile spirituale care te-au ridicat. Cum ți-a vorbit Dumnezeu despre asta, pe subiectul ăsta, pe subiecte asociate, asemănătoare? Stai înainte lui Dumnezeu. Cum să alegi? Pregătește-te pentru prietenie. 3. E foarte important să te păstrezi curat. Păstrează ți puritatea. Aici vorbesc într-un mod special de puritatea minții. Pentru că vorbesc în contextul în care presupun că cei doi nu sunt încă prieteni, adică băiatul nu are o fată cu care vorbește, respectiv fata nu are un băiat cu care vorbește, și e foarte importantă puritatea minții. Să știi că dacă, dacă tu, ca și băiat, vizionezi pornografie, o să ai o foarte, foarte mare problemă când vei intra în relația de prietenie. O să ai o foarte, foarte mare problemă pe care trebuie să o rezolvi. Nu intra în căsnicie cu problema asta nerezolvată, caută un slujitor, caută un pastor, un prezbiter la care să-ți mărturisești păcatele și, în urma rugăciunii tale sincere, prin credința în sângele Lui Iisus Hristos, să fie liberat, eliberată. Presupun că marea majoritate dintre voi care mă ascultați sunteți într-o relație personală cu Isus Hristos și vorbesc într-un mod special pentru ei, dar nu numai pentru ei. Indiferent cine ești, păstrează-ți puritatea. Să știi că, în funcție de puritatea pe care tu o ai, o să ai binecuvântare sau nu în căsătorie. Asta nu e o poveste, asta nu e un pasm o grămadă din problemele care o să le ai, nu pot să spun care dintre ele și cum se vor derula, pentru că nu experimentez asta, dar vreau să-ți spun că o, o, grămadă dintre probleme pe care o să le ai, nu mă refer la încercările de care le vei avea parte, de care vei avea parte în căsnicie, ci o grămadă dintre probleme pe care le vei avea, le vei avea pentru că vor fi consecințe ale, ale păcătoșeniei tale, ale impurității tale, ale necurăției tale din timpul prieteniei. Necurăției tale de dinainte de prietenie și necurăției tale de tipul prieteniei. Înainte să începi să ai o relație de prietenie în vederea căsătoriei, rezolvă problema purității. Rezolvă problema asta obligatoriu. Începe să stai înaintea lui Dumnezeu, să te rogi, să știi că pornografia distruge perspectiva prieteniei. O să vezi totul în ceață. O să ai așteptări ca băiat care nu pot fi îndeplinite niciodată în căsătorie. Ce ai văzut tu nu e real sunt lucruri murdare. E o mișelie, spunea la un moment dat, spunea la un moment dat frații, lui, frații Dinei despre ce s-a întâmplat acolo când Sihem și-a permis acel păcat al imoralității. E o mișelie în Israel, este un afront la divinitate. Nu poți să mai o lumină clară în vederea căsătoriei dacă tu nu ai puritate la nivelul minții, puritate la nivelul trupului, puritate la nivelul gândirii, să scoți afară tot ce este nepotrivit în viața ta. Să știi că tu vei avea izbândă și vei avea putere să înaintezi în domeniul acesta dacă tu efectiv scoți afară tot ce este rău din viața ta. Dar scoate afară azi. Nu mâine, azi. În vremea aceasta. E foarte important aici, la păstrarea purității, să te interesezi nu neapărat de persoana cealaltă, cum e, ci în primul rând de tine și. Nimeni nu te obligă, dacă tu afli, spre exemplu, despre o persoană cu care ai vorbit în vederea căsătoriei, dacă afli că nu este pură din punct de vedere fizic, da, să... Nimeni nu te obligă să te căsătorești cu persoana aceea. Dar e foarte important ca asta să nu afli după 2 ani. Asta să nu afli după ce s-a derulat mult timp. Păstrează-ți E foarte important lucrul ăsta. Atenție la ce privești, atenție ce consumi, pentru că aceea de vii, E foarte important fetelor la ce fel de filme vă uitați, aveți mare grijă. Aveți mare grijă la serialele pe care le urmăriți, la sezoane, la toate, la episoade, aveți mare grijă. Pentru că o să-ți creezi o iluzie despre cum va arăta căznicia ta și viitorul două soț, pentru că tu nu te căsătorești cu acel actor din film și să știi că actorul acela nici măcar nu-i soțul acelei femei cu care trăiește el. Totul este regizat, totul este făcut. În sub un sistem foarte bine pus la punct al acestei, acestui domeniu al actoriei și al scenetelor și al scenelor și nimic din filmul acela nu va fi realitate ai grijă cu ce te grănești ai grijă, ai grijă ce idealuri îți fixezi ai grijă la ce ți-ai dorit tu să ajungi pentru că s-ar putea după căsătorie să trăiești frustrări adânci, profunde pentru că tu ai vizionat una e foarte important E foarte important să stai la dispoziția lui Dumnezeu și să cauți fața lui Dumnezeu în fiecare zi. Caută-L pe Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu cu mare atenție. Caută pe Dumnezeu și să știi că această căutare este de o mare, mare importanță. Fă-ți timp, fă timp să stai la dispoziția lui Dumnezeu rugându-te pentru puritatea ta. Roagă-te preventiv. Adică spune-i Domnului, Doamne, vor fi momente în viața mea când nu voi ști cum să reacționez, vor fi momente în viața mea în care nu voi ști ce reacții să am, Doamne, în momentele în care mi va fi foarte greu, în momentele în care nu voi ști ce să fac, cum să stau. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, să știu să-mi păzesc ochii, să-mi păzesc mintea, să-mi păzesc sufletul, să mă păzesc pe mine însumi și să fiu curat înaintea Ta. Ceața va apărea în urma anumitor stări de păcat, în, anum în urma anumitor stări de impuritate spirituală, de necurăție și vor veni tot felul de stări, de ne, nesiguranțe, de, de, frici, de anxietăți, de panici. Continuă să stai în puritate. Am, am o veste bună pentru cei care nu au fost în puritate până azi. Dacă au făcut asta din inconștiență, adică n-au cunoscut Harul Mântuitor, au fost fără de relație personală cu Isus Hristos, nu l-au cunoscut pe Isus Hristos, da, e foarte important ca în vremea aceasta să știe că există, există posibilitatea iertării. Există posibilitatea iertării prin sângele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos nu aruncă un suflet la coșul de gunoi dacă își recunoaște păcatul, dacă își dorește iertarea și dacă strigă după prezența lui Dumnezeu. Isus Hristos e gata să-i libereze sufletul care îl strigă din, tot, din toată puterea lui, cu toată ființa lui. Omul care îl strigă pe Dumnezeu cu adevărat, Dumnezeu coboară acolo lângă el și îi poate asigura iertarea. Nu pot să-ți spun că dacă tu ai avut o relație personală cu Isus Hristos, te-ai botezat și ai intrat uh, ca un mădurare activ în biserica locală, nu pot să-ți promit că nu vei avea consecințe. De aceea, cei care n-au trecut prin asta să fie foarte atenți. Pentru că lucrul acesta poate avea mari și grave consecințe asupra vieții, asupra viitorului și chiar asupra căsătoriei. Asupra căsătoriei, asupra tot ce se întâmplă în viitor și asupra modului în care se vor derula evenimentele următoare în viața acestor persoane. Mare atenție! Puritate fizică, puritate psihică, puritate emoțională, puritate în toate domeniile și în toate perspectivele. Caută puritatea. Fii disperat după asta. Să te interesezi așa de mult puritatea încât să renunți la anumite lucruri pentru asta. Chiar dacă uneori vei părea fanatic, religios, Chiar dacă uneori vor spune cei din jur, dar ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Care e problema cu tine? Cum de tu nu vizionezi filmul ăsta? Cum de tu nu te uiți la asta? Cum de tu rămâi înaintea lui Dumnezeu? Cum de în sufletul tău rămâne puterea lui Dumnezeu și tu nu ești ca ceilalți? Să știi că vei avea o foarte mare binecuvântare. De-a lungul timpului am urmărit în viața mea, am observat niște persoane pe care o să le păstrez anonimatul. Am observat niște, niște persoane care au rămas curate în prezența lui Dumnezeu. Unele dintre ele nu s-au căsătorit foarte repede, nu pentru că n-au putut, ci pentru că nu a fost momentul, Dumnezeu nu le-a adus momentul acela, nu a venit momentul acela peste ei, peste viața lor, și nu s-au căsătorit doar să fie căsătorite sau căsătoriți. Dar să știți că pentru că au rămas curați înaintea lui Dumnezeu, pentru că n-au acceptat să își compromită sufletul, pentru că viața lor a fost dedicată în prezența lui Dumnezeu. Pentru că s-au rugat, pentru că au postit, pentru că ei nu și-au permis ca alții anumite stări, anumite gânduri, anumite lucruri care nu erau potrivite, au ajuns să fie binecuvântate toate aceste persoane. Cunosc cazuri concrete, îi știu cu nume, prenume, le știu exact la unul dintre ei și alte detalii din viață și vă spun foarte clar, Dumnezeu i-a binecuvântat. Dumnezeu a fost de partea lor. Și să știți, cei ce i-au judecat și au zis, bă, dar omul ăsta nu se mai găstorește, fata asta nu mai reușește să găsătorească, cum, ce se întâmplă cu ei, ce se întâmplă cu ea, cu el. Unii chiar au povestit, i-au scos vorbe, tot felul de vorbe. Când au văzut modul în care Dumnezeu i-a binecuvântat, li s-a închis gura. N-au știut ce să mai spună. Au rămas blocați în mintea lor, au rămas uimiți și au zis, da, cu adevărat, oamenii aceștia au fost cu curăție de inimă. Cu adevărat oamenii aceștia s-au temut de Dumnezeu. Cu adevărat ei au fost într-o curăție reală în prezența lui Dumnezeu. Relația lor cu Dumnezeu nu a fost doar o poveste, nu a fost doar o istorie. Relația lor cu Dumnezeu a fost ceva de domeniul realității. Ei l-au cunoscut pe Dumnezeu. E foarte important să-ți păstrezi puritatea. 4. Cum să alegi? Programează-ți o perioadă de analiză. Aici e un domeniu foarte, foarte important. În perioada asta de analiză, Va trebui să fii foarte cu minte. În ce sens? Să nu iei decizii în grabă niciodată. Nu că ar trebui într-o altă vreme să iei decizii în grabă, dar în acest context să fii foarte atent. Nu lua decizii pe baza unor sentimente care pot să treacă. Spre exemplu, dacă vezi o, o persoană, da, ești băiat, vezi o fată, începe să-ți placă cum arată, tu, în mod normal, n-ar trebui să o abordezi a doua zi. Cel puțin trei săptămâni trebuie să stai, să observi dacă acel gând, acea plăcere îți persistă în minte. Să fii foarte atent și să observi dacă nu cumva e un gând care vine, trece, care dispare odată cu un anumit sentiment, cu un anumit lucru pe care l-ai văzut, care poate e ceva apropiat de tine, legat de tine, de, de modul în care tu și așa mai departe, poate este vorba de aceleași studii pe care le aveți. Sunt anumite similitudini între persoane da? și să fii foarte atent, să fii foarte atent să nu fie astfel de lucruri în viața ta. Adică tu să nu iei decizii pe baza unor legături care trec odată cu întrebuințarea lor, care nu persistă. Nu pot să spun că dacă sunt similitudini, nu o să te poți căsători cu persoana aia, nu pot să spun că nu o să-ți meargă bine, însă trebuie să fii foarte atent. În perioada asta de probă, dacă permiți să o numesc așa, o perioadă de analiză, da? e foarte important E foarte important să nu pui bază pe lucrurile fizice. Uh, trebuie să clarificăm ceva aici, foarte important. Nu pot să spun că un băiat trebuie să căsătorească cu o fată fără să-i placă deloc de ea, fizic. Eu vă spun foarte clar, mie mi-a plăcut de reactat să andă cum arată din prima și îmi place și acum. <laughs> și nici nu-mi pare rău, <laughs> că îmi place, nici nu-mi cer scuze la nimeni. Și o să continue să îmi placă toată viața, nu zic amin că e sigur asta, prin harul lui Dumnezeu se va întâmpla, adică ție ca băiat trebuie să-ți placă de cum arată fata aceea, trebuie să-ți placă, da? Fizic. Dar nu trebuie să rămâi la fizic. E foarte important și ce anume îți place la fata aceasta. S-ar putea să-ți placă faptul că ea se că indecent. Asta e o problemă. S-ar putea să-ți placă faptul că ea este așa mai tupeistă, nu prea ascultă. Și zici, vai, ce tare da? Pentru fete spun asta, s-a studiat și s-a observat că dintre un băiat liniștit și foarte, foarte serios și un băiat tupeist și aproape deloc serios, fata, din punct de vedere firesc, va fi tentată să le leagă pe cel tupeist. Pentru că el e șmecheraș, el o impresionează, îi aduce niște lucruri, îi face niște cadouri, nu știu ce, da? arată foarte bine maniera, dar nu asta înseamnă maniere neapărat. Deși asta implică, manierele implică și anumite cadouri pe care trebuie să le faci, aviz băieților care au prietenă, da? Deci nu e problema dacă faceți cadouri între voi, totul să fie cu echilibru, cu curăție de inimă și să nu ducă la păcat. Mare atenție, că sunt și cadouri care duc la păcat, da? E foarte important să ai o perioadă de analiză, să ai o perioadă în care tu să-i spui Dumnezeu ceva de genul, asta am făcut și eu personal, să-i spui Dumnezeu ceva de genul, Doamne, eu mi-am pus ochii pe fata asta. Aici deschid o paranteză, dacă ai cinci fete în minte, te rog frumos să dispară patru, deci patru să dispară urgent. Dacă o să ai cinci fete în minte, să știi că o să rămâi cu 0. Și 0, uneori și tăiat așa pe diagonală, devine mulțime vidă, ca să fii sigur că o dispărut de tot. Da? Deci, nu avea mai multe fete în minte, te rog frumos. Nu accepta ca la mai multe fete să te gândești în același timp. Și să spui, nu merge cu prima, nicio problemă, du la a doua. Nu merge cu a doua, mă duc la a treia, nu merge cu a treia, la a patra, nu merge cu a patra, la a cincea. Și cumva jonglez eu, dar nu există așa ceva. Adică dacă tu chiar vrei să te căsătorești, înseamnă că ești om serios, băiat vorbind, fiind om serios, trebuie să te gândești la o singură fată. Ai fata respectivă în minte? Ok. Din momentul care o ai în minte, tu trebuie să o pui în fața lui Dumnezeu, mai precis să te pui pe tine, da? Ca să primești convingerea și călăuzirea că fata aceea e pentru tine. Tu trebuie să te așezi în fața lui Dumnezeu Îți recomand să nu stai doar câteva zile în fața lui Dumnezeu, îți recomand să stai minim trei săptămâni, spre o lună, poți și mai mult, tu alegi, nicio problemă, și în perioada aceasta să-i ceri lui Dumnezeu călăuzire, să-i ceri lui Dumnezeu să-ți vorbească prin orice metodă alege El și răspunsul pe care ți-l dă El să fii dispus să-l accepti. Mai e ceva. Trebuie să fii atât de sincer în fața lui Dumnezeu, atât de sincer în fața lui Dumnezeu, încât să-ți spui, Doamne, dacă din cauza nebuniei mele, nu știu, s-a așa disperat după fata asta, o să ajung să nu mai gândesc normal. Și chiar o să ajung să-mi doresc persoana asta, chiar dacă nu-i voia ta. Adică să fiu convins că nu-i voia ta și totuși să mă vreau să mă duc nebunește înainte. Cum scrie în proverbe, cine aleargă nebunește înainte, unii merește rău. Mare atenție! Și spui Dumnezeu, Doamne, dacă ajung la nivelul ăla în care știu că nu-i voia ta și totuși mă duc înainte, spune-i Domnului în felul următor ca băiat. Fă-o pe fată să zică nu. Ce zici? Oricât aș vrea o să nu vrea fata. cere lui Dumnezeu călăuzire. Perioada asta de verificare este o perioadă foarte importantă. Reține că perioada asta de verificare trebuie să o ai înainte de a fi prieten cu fata asta. Reține că perioada asta de verificare trebuie să o ai înainte de a fi prieten cu fata. Și tu ca fată trebuie să ai o perioadă în fața lui Dumnezeu în care să te rogi, să postești, să citești Biblia, să cauți fața lui Dumnezeu și răspunsul Domnului înainte ca băiatul să-și dea acordul și tu să-i dai acordul băiatului. Băiatul are rolul de cap, adică el trebuie să întrebe și fata are tot dreptul să spună da sau nu. Nu e obligat să zică da. Deci are tot dreptul. După ce a zis o dată da, trebuie să zică totdeauna așa că aveți grijă, mare grijă, băieții aici se bucură, da? În momentul în care au zis, fata au zis, da, bine ar fi să fie totdeauna mea. Vedeți, există un exemplu biblic care ne pune într-o stare de gândire și de emoție. Uitați, Samson a luat decizii în grabă. Samson nu a stat să vorbească cu Dumnezeu. Samson a coborât a văzut o fată dintre fetele filistenilor, aici a fost prima lui greșeală, da? prima lui greșeală că fata aceea nu era dintre aceia care au legământ cu Dumnezeu, se spune foarte clar în judecătorul 14, s-a dus la părinții lui, vedeți că și în cazul lui trebuia părinții să-i asoție, așa era în vremea aceea, știți ce a zis, luați-mi-o acum de nevastă. Care e argumentul tău, Samson? Îmi place. Adică îmi place fizică. Nu a apucat să schimbe nici măcar două vorbe cu ea. Nu a apucat să vorbească cu Dumnezeu. Să vadă Dumnezeu de acord cu asta. luați mi acum de nevastă și gata. Știți bine cum a terminat-o. O merg și cu părinții. Chiar dacă au avut putere să ucidă un leu dul sunt oborât peste el. Într-un final au avut-o un timp de, de glume exagerate la nuntă. Ghicitoria aceea, ghicitoarea aceea i-a adus... Uh, Nevoia de a merge să ucidă o mie de filisteni, s-au întors cu rezultatul, și când să își revadă soția, soția a fost dată altuia. Pentru că în momentul în care te încurci cu filisteni, adică cu oamenii care nu au o relație specială, curată cu Dumnezeu, așteaptă-te la surprize care te vor distruge. Vei fi șocat de ce urmează să se întâmple. E foarte important în vremea aceasta, e foarte important în vremea aceasta să fii atent la propria ta viață. Stai în rugăciune, stai înainte lui Dumnezeu, spune Doamne, uite, voi lua trei săptămâni, o lună, nu știu, o lună jumate, două, cât vrei tu, dar pune tu perioada. Voi sta înaintea ta și te rog frumos, te rog frumos în perioada aceasta să-mi vorbești într-un mod personal. Dumnezeu va putea să-ți vorbească prin prorocie. Dumnezeu va putea să-ți vorbească prin cuvânt. Dumnezeu va putea să-ți vorbească printr-o slujire de la biserică. Dumnezeu va putea să-ți vorbească printr-o ușă deschisă, printr-o ușă închisă. Dumnezeu va putea să vorbească prin părinți, că era o întrebare despre asta și vom vorbi despre asta. E foarte important, e foarte important să nu iei decizii în grabă. Să fii foarte atent la dispoziția lui Dumnezeu deschis, să auzi vocea lui Dumnezeu, exact ce îți vorbește Dumnezeu, ce are Dumnezeu un plan cu tine, ce vrea Dumnezeu de la tine, ce își dorește Dumnezeu cu privire la viața ta, ce vrea Dumnezeu să vorbească pentru tine și pentru cauza aceasta. Stai în atenție. Eu personal așa am procedat și vă spun în scurt, am stat înaintea Domnului trei săptămâni, după ce am avut un minte doar pe Alexandra. Pentru cei care nu știați, am avut o singură prietenă cu care m-am căsătorit și sunt căsătorii pe viață, noi nu scăpăm nici în Rai, suntem și acolo împreună, chiar dacă nu bărbați și soție, suntem, vom fi în harul, în harul Lui Dumnezeu în Rai. Ziceți amin și pentru voi, Doamne ajută, așa, și să știți că se poate. Am pus-o înaintea Lui Dumnezeu, l-am rugat pe Domnul ca prin toate metodele să-mi spună da, dacă e pentru mine, apoi am spus Doamne dacă nu e pentru mine, spunem prin toate metodele nu, și, Doamne, vezi că spun foarte serios că dacă Tu nu-mi zici nimic, eu mă duc și-o pe ea. Deci chiar am vrut să mă însor. A celor ce nu fac nimic dacă nu le spune Domnul nimic. <laughs> Poate că e un semn. Poate că e un semn că Domnul le zice, sunt de acord cu tine, rămâi în curăție, mergi înainte. Fă un pas prin credință, dacă nu zece. Dar fă câțiva, măcar unul. Am stat înainte de Dumnezeu după ce s-au derulat cele trei săptămâni, poate că la întrebări, la răspunsuri o să vă spun și cum am primit răspunsul, pentru cei care nu știți deja. Dumnezeu mi-a dat răspuns, mi-a dat răspuns, asta a fost vineri, vineri seara am pus perioada asta înaintea Domnului, luni am și primit răspunsul, Dumnezeu mi-a vorbit personal. După ce mi-a vorbit Dumnezeu personal, marți puteam să mă duc să abordez pe Alexandra, dar eu am considerat că trebuie să fiu corect. Trebuie să fiu corect și să nu mă grăbesc. Dacă am pus trei săptămâni înaintea Domnului, trei săptămâni trebuie să aștept pentru că Dumnezeu putea să vorbească în continuare, deși Dumnezeu nu putea să vorbească în contradicție, adică Dumnezeu nu se autocontrazice, da? Dumnezeu zice da sau nu, nu da și nu. Oamenii zic și da și nu, și nu și da și de toate. Dumnezeu spune numai da sau nu. După cele trei săptămâni am discutat cu Alexandra, i-am spus că orice îmi spunea în momentul acela nu iau în considerare, pentru că ea, ca orice altă fată care așa, a zis... Uh, nu, nu vreau să mă căsătoresc încă, mai așa. I-am spus, Alexandra, fi foarte atentă, să știi că eu nu o să vorbesc cu o altă fată până când tu îmi dai un răspuns. Orice spui tu acum nu e valabil, pentru că nu vreau să iei decizii pripite. Îți las timp de gândire șase luni. <laughs> e mult sau puțin? Băieților, e mult? E cam mult, așa -i? Fetele zic probabil că e prea puțin, nu știu. Nu a trebuit să treacă cele șase luni, după două săptămâni mi-a dat răspunsul afirmativ, a stat și ea înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat și ea, a căutat și ea fața lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a răspuns ei personal. Aici e foarte important, aici deschid o paranteză. Dacă ție ca băiat a vorbit Dumnezeu personal, nu fi incorrect și nu forța lucrurile, nu-i spune nimic fetei, chiar dacă ție ți-a vorbit Dumnezeu personal, las o pe fată să aibă și ea convingerea ei doi oameni ca să se poată căsători biblic corect și să aibă o căsnicie binecuvântată, fără de multe întrebări după aceea, fără de răspuns, trebuie să aibă fiecare dintre ele la modul privat răspunsul lui în fața lui Dumnezeu. Fiecare într-un mod personal trebuie să aibă convingerea lui. Băiatul trebuie să fie convins, fata trebuie să fie convinsă că e voia lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu. Altfel nu vor putea înainta cu succes. Da? Deci am vorbit despre miturile prieteniei, apoi am vorbit despre maniera în care trebuie închegat o prietenie, din punct de vedere biblic. Acum vorbim despre cum să fie prietenia, adică modul de manifestare a unei prietenii biblice. În primul rând, prietenia este o perioadă a principiilor puternic prezentate. Dacă tu ești un băiat corect și sănătos din punct de vedere spiritual, pe perioada prieteniei tu o să-ți găsești timp, o să-ți faci timp să-ți setezi principiile pe care le ai cu privire la viața ta. Principii spirituale. Principii de viață. Eu nu pot să înțeleg cum se căstresc doi, sunt aproape de căsătorie, au în câteva săptămâni, spre exemplu, data anunții, nu știu niciun caz concret, dar dau un exemplu, și ei nu știu în ce biserică vor fi membrii. Ei nu știu în ce biserică vor fi activi. Asta nu e acceptabil. Eu mă întreb ce au povestit ei în perioada prieteniei. Nu se poate ca tu, ca fată, să nu știi cum îl cheamă pe pastorul lui. Nu se poate ca tu, ca băiat, să nu știi în ce dată s-a botezat viitoarea ta soție. Adică, în perioada prieteniei trebuie să se pună un accent exagerat. Deosebit de important pe setarea principiilor. Voi trebuie să vă apropiați fiecare dintre voi individual de Dumnezeu. Există o realitate. Isus Hristos este la o anumită distanță de fiecare dintre voi. În momentul în care fiecare dintre voi vă apropiați de, de Domnul Isus Hristos, voi vă veți întâlni în Domnul Isus Hristos. Acolo nivelul vostru spiritual va crește. Veți avea un nivel spiritual înalt. E foarte important ca pe perioada prieteniei să vă setați principiile de viață. Ce fel de chemare, spre exemplu, ai tu ca fată în Biserica lui Isus Hristos? Ce fel de chemare ai tu ca băiat în Biserica lui Isus Hristos? Care sunt lucrurile pe care vi le, vi le veți permite în familie și care sunt lucrurile pe care nu vi le veți permite în familie? Care sunt acele lucruri pe care nu vi le veți permite în timpul prieteniei? și care sunt acele lucruri pe care vi le, vi le, veți permite. E foarte, foarte important să vă setați principiile de viață. Principiile pe care voi le acceptați și după care vă ghidați întreaga voastră viață. Principii care trebuie să fie în familie, dar principii care trebuie să fie în prietenie. Foarte mulți trăiesc în ceață, nu știu ce să facă, iau decizii în grabă, fug, aleargă, merg dintr-o parte în alta. Nu au principii. Spre exemplu, tu ca băiat nu e în regulă să accepti ca fata cu care tu vorbești, să mintă pentru ca voi să vă meargă bine în familie. Mai aud povești de genul, da? Nu prea că oamenii se cam ascund de mine, dar le mai aud. Să nu-i spui lui cu tare. Să nu, spui, să nu cumva să zici ca și cum să știe soțul meu, mai zice că te o tinerică soție. Adică păstrează ascuns. Cum se poate una ca asta? Sau băiatul merge, își face o cheltuială, și cumpără nu știu ce, să nu știe de unde banii. Cum? Cum se poate una ca asta? Adică tu ascunzi, tu minți, tu... Cum? Dacă nu e transparență, ce e atunci? Aproape că pot să spun, dacă nu e sinceritate, nu e nimic în căsătorie. Setează ți principiile. Vorbiți împreună despre subiectele acestea. Abordați-le foarte, foarte amănunțit. A cunoaște Viitorul partener de viață înseamnă să-i cunoști în primul rând principiile de viață. Să știi foarte clar cum gândești în domeniul acela. Uitați-vă, eu chiar înainte să mă căsătoresc cu Alexandra, când trebuia să mergem vizită la cineva, atunci când eram foarte aproape de căsătorie, știți cum e, cu invitații, cu de toate, eu nu trebuia să mă retrag cu Alexandra undeva și să-i spun, uite, ești de acord să mergem acolo? Noi ne înțelegeam din priviri. Și acum ne înțelegem din priviri. Privirea e unică. Dar ne înțelegem din privire, adică avem niște principii. Nici măcar nu e întotdeauna necesar să mă întrebe Alexandra dacă e de acord cu o întrebare care îi se, îi se pune, dacă eu sunt de acord cu lucrurile ăla, Pentru că ea din start știe că nu e de acord cu asta. Deci, când o persoană îi propune ceva, îi face o întrebare, îi face o propunere, ea deja știe că e de acord sau nu cu asta. De ce? I-am cunoaște principiile mele. Când cineva mă întreabă ceva despre ea și ea nu-i prezentă, eu știu dacă ea e de acord cu asta sau nu. Setați-vă principiile. Setați-vă principiile de viață. Cum să fie prietenia? Doi. Prietenia trebuie să fie marcată de puritate. Spuneam asta și am accentat foarte mult, de aceea nu vom mai accenta foarte mult, dar e foarte important lucrul ăsta. Să știi că există un mit în care se spune așa, fata zice, dacă nu mă sărută, înseamnă că nu mă iubește. Greșit. Dacă se te sărută, înseamnă că nu te iubește. Se iubește pe el. Și așa de mult se iubește încât vrea să te sărute. Și nici măcar pe el, așa de mult își iubește simțămintele lui, adică umanul din el, Adamul din el. Că dacă s-ar iubi așa de mult pe el și pe sufletul lui, nu și-ar permite asta. Apoi există un alt mit. Nu mă iubești dacă nu mă ține de mână de-a doua zi. Știți de care se țin de mână așa dintr-o dată, când cu una, când cu alta de parcă ar fi, nu știu cum se numesc. numiți voi cum vreți. Este un mit. Rețineți că nu nivelul de apropiere fizică dă durabilitate prieteniei, ci nivelul de apropiere spirituală dă durabilitate prieteniei. Tu nu trebuie să știi cum reacționează ea când o atingi, pentru că nu ai nevoie de așa ceva. Lucrul ăsta va fi natural și normal în căsătorie. Tu trebuie să știi cum reacționează ea când e vorba de un principiu pe care tu i-ai încălcat. Un principiu biblic, un principiu corect, sănătos. Mai există un alt mit care se, care, care se spune, nu mă iubești dacă nu rămâne singur cu mine. Serios? Serios? Apoi mai există o minciună a diavolului, de obicei fetele spun asta, arată că mă iubești. Cum se arăți unei fete cu iubești? Rugându-te pentru ea. Apropierile acestea nu sunt permise. Ascultați-mă bine ce vă spun. Vă spuneam la început de principiul insuficienței permanente. Dacă tu astăzi ca băiat o ții de mână pe ea, să știi că mâine nu vei fi mulțumit cu ținutul de mână. Mâine vei simți nevoia să o săruți. Dacă mâine o vei săruta, să știi că poi mâine o să simți nevoia nu doar să o săruți, ci să o strângi puternic în brațe să ai păcătoase și să curvești cu mintea ta. Și se continuă. Între sărut, îmbrățișări și moralitate nu există niciun pas. Sunt doar niște prăpăstii care continuă să se atâncească. Ai mare grijă ce faci cu propria zi viață. Păstrează distanța spirituală. Distanțarea socială este necesară. În contextul ăsta e foarte necesară. Nu doar în pandemie, da? În prietenie, distanțarea socială este o lege. Vreau frumos păstrați câți doi metri specialiștii. Adică nimeni nu-ți spune că trebuie să fii un absurd. Tu să mergi la 10 km și ea la da, distanță după tine. Nu ești într-o astfel de echipă, da? Nu trebuie să mergi tu în spate, ea în față, ca doi străini, nu. Dar voi nu vă puteți permite atingeri și apropieri care vă pot duce la păcat. Aveți mare grijă, nu coborâți pe propastia imoralității. Aveți mare grijă. Spuneam deja, nu rămânea singur cu ea în casă. Mă refer peste noapte și nici măcar peste zi, Trebuie să te asiguri că e cineva în jurul tău. Tu trebuie să-ți păstrezi puritatea și mintea ta curată. Nu neapărat, nu te încrede în puterea ta. Pe Samson l-a îngenunchiat o dalilă. Nu știu dacă avea o configurație corporală excepțională, adică dacă avea muși dalila asta. Probabil că doar vorba era de ea, adică să asigur cu dezmerderile ei a încercat să îl manipuleze și l-a și manipulat și l-a îngenunchiat pentru că dacă îți permiți să cobori pe trepte, vei merge ca pe un topogan, treptele se distrug și încep să patinezi până la final. Nu acceptați să călătoriți împreună distanțe lungi, doar voi doi. Nu vă opriți. Nu vă opriți în locuri întunecate. Nu acceptați parcuri, spații. Nu dormiți în aceeași casă peste noapte, da? Nici peste zi. Chiar dacă sunt unii dintre părinții voștri cu voi. Nu vă permiteți lucrul ăsta. Spuneam deja, cumpărați o cameră de hotel la pensiune, depinde de banii pe care ai. Fii foarte atent. Nu accepta păcatul. Păstrează distanța la nivel de păcat. O să vezi ce binecuvântare ai dacă respecti aceste principii. Eu nu pot să înțeleg pe băieții și pe fetele, respectiv pe prietenii, care după ce au vorbit, nu știu, o zi, două, trei, cinci săptămâni, deja ei se pozează pe Facebook. Eu nu pot să înțeleg pe care merg și pe la mare împreună. Nu știu dacă voi puteți să înțelegeți. Sper că nu puteți. Da, e, e călătoresc cu avioane, distanțe lungi, își permit, se pozează în, în poziții indecente care sunt doar pentru căsătoriți, da, rețineți ce vă spun, și care sunt pentru albumele privatele căsătoriților. Adică acești părinți, nici măcar copiilor lor nu le arată pozele astea. Sunt private, sunt parolate, sunt foldere securizate. Cum să-ți asta? Și vrei să spui că vrei să fii curat. Vrei să spui că tu vrei să te de Dumnezeu? Vrei să spui că tu ai vrei să ai binecuvântare? Serios? Ce fel de binecuvântare poate fi asta? Crezi că Dumnezeu poate fi măzluit, poate fi fentat, poate fi trecut printre jaloane spirituale să îl îndurășești tu cumva că asta e toți mai scapă? Nu. Puritatea este un imperativ, este obligatorie. E foarte important să înțelegi în al treilea rând că prietenia presupune planuri biblice. Atenție, mare atenție la ce te informezi pe internet. Atenție pentru că informațiile pe care tu le extragi de pe internet s-ar putea să te îngenuncheze, s-ar putea să te redirecționeze înspre spații imorale, înspre zone de unde să nu te mai poți ridica niciodată. Nu citi din domenii care nu te păstrează curat. Va veni acest mit în mintea ta care îți va spune trebuie să mă informez pentru că mă voi construi și voi fi ca o, ca o brută ca o grotă, nu văști ști nimic. Nu trebuie să știi nimic. Nu trebuie să știi despre asta. Este un subiect pe care tu nu trebuie să-l cunoști pentru că tu nu te informezi ca să te uh, protejezi păcătuind. Nici asta nu-i permis. Tu trebuie să stai în curăție față de Dumnezeu. Dumnezeu îți va da sunt lucruri naturale care se derulează în mod normal. Doi oameni sănătoși, un bărbat și o femeie pot să aibă înaintea lui Dumnezeu în curăție relații fără să fie învățați de alții. Tu n-ai nevoie să te înveți alții asta. E ceva natural. E foarte important. Pe Adam și Eva nu i-a nimeni. Rețineți ce vă spun. Nu permite îngrijorărilor să vină în mintea ta. Nu lăsa ca diavolul să-ți atace mintea prin spinii ăștia a îngrijorărilor. Panică de tot felul, nesiguranță, frică, ai momente în care te gândești, vai, ce se va întâmpla dacă o lovește mașina, dacă nu știu cum, dacă are un accident, dacă îi se întâmplă nu știu ce, vai, tu încredințează totul în mâna Domnului. Oricum, dacă nu încredințezi postul să păzești, securitatea persoanei care va fi lângă tine nu depinde de tine, în primul rând. Tu trebuie să-i asiguri toată linia și tot echilibru. Trebuie să fii foarte înțelept și înțeleaptă. Dar securitatea lui sau a ei depinde de prezența Domnului Isus Hristos. Pune-l în mâna lui Dumnezeu. Ai mare grijă, ai mare grijă să nu lași îngrijorările, să-ți atace mintea, să te panichezi, să nu mai știi cum să reacționezi. Vai, vai! Sunt, sunt bărbați care se poartă cu soții lor ca și cum ar fi niște, nu știu, niște mărgele care se spar, se distrug, ca niște. Cum? Nu se poate una ca asta. Încredințează soția în Mâinile Dumnezeu. Tu nu trebuie să urmărești. Și nu să-ți fie frică ce s-ar putea să se întâmple în viața ei. Dumnezeu o păzește, Dumnezeu este cu ea. Dacă v-ați spus viața în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu voi, cu amândoi. Este foarte important ca prietenia să fie cât mai scurtă. Scurtă și să se finalizeze în căsătorie. Cât de scurtă? Eu v-aș da maxim 2 ani. Hai să zicem un an jumate. N-am cum să urc. Lăsați-mă că n-am voie. Prietenia să fie cât mai scurtă. Nu vei spune, dar frate, că dacă am început să fiu prieten la 16 ani, să știi că nu trebuie să începi. Care e problema? Înainte să devii prieten, trebuie să răspunzi la trei întrebări. 1. Să știi să răspunzi, să ai un răspuns la întrebările astea. 1. Este această persoană pentru mine din partea lui Dumnezeu? Răspunsul trebuie să fie da, ca să mergi înainte. 2. Trebuie să spună la întrebarea în cât timp mă voi căsători? Dacă răspunsul tău este 5-10 ani, hai, ai o problemă. Dacă răspunsul tău este în aproximativ 2 ani, atunci poți să te mai gândești. Și trebuie să mai răspunzi la o întrebare. Sunt dispus ca dacă sunt prieten cu fata asta, ca băiat, să mă duc cu ea să mă căsătoresc și pe viață să fie partenerea mea de viață, pentru întotdeauna să fie a mea? Dacă da, să știi că ești pregătit. E foarte important să-ți păstrezi imaginea curată, viața curată, să nu faci lucruri care pot să fie interpretabile, să ai mare grijă, mare atenție, nu te uiți la gurile oamenilor, dar tu îți păstrezi viața și inima curată. O să-ți doresc din toată inima și îți doresc chiar să fie Dumnezeu cu tine. Să fie Dumnezeu cu familia ta, să fie Dumnezeu cu inima ta. Nu uita, există niște mituri ale prieteniei. Miturile astea le-am amintit și le reamintesc sunt următoarele. Prietenia cei care fi o perioadă de probă. Nu, prietenia nu este o perioadă de probă. Al doilea mit, prietenia trebuie să existe pentru că se poartă, adică toți, toți din jurul meu fac asta. De ce să nu fac și eu? Apoi, prietenia este un fel de povesti, este o poveste, da? Poate fi cu un final fericit sau cu unul nefericit. Un al patrulea mit, prietenia nu e periculoasă. Ba da, prietenia poate fi foarte periculoasă. Ai mare grijă că au fost oameni care și-au pierdut mântuirea din cauza prieteniei. Apoi la maniera în care să se închege o prietenie, da? Cum să alegi? Permite lui Dumnezeu să-ți prezinte planul lui. Fii foarte atent și pregătește în al doilea rând pentru prietenie. Fii foarte pregătit pentru asta. Citește Biblia, roagă-te, postește pentru asta. Scrieți într-un jurnal ce ai vrea să facă Dumnezeu cu voi doi, cu tine, cu viitorul tău, sau chiar dacă nu-l cunoști cu viitoarea ta soție, chiar dacă nu o cunoști. Pregătește pe tine însuți. Păstrează-te curat, neapărat, păstrează-te curat. Apoi, în al patrulea rând, la maniera în care să se, se închege o prietenie, programează o perioadă de analiză, o perioadă în care să stai și să cauți fața lui Dumnezeu. După ce trece perioada aceasta, trebuie să știi care este răspunsul din partea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, al treilea mare capitol legat de prietenie, modul de manifestare al prieteniei, Prietenia este o perioadă în care se setează principiile puternice. Le prezinți adânc, gravat, nu ți le schimbi, ai grijă. Dacă o fată îți cere să schimbi principiile, mai bine schimbă tu pe ea. Nu ți schimba principiile pentru o fată. Am cunoscut băieți foarte serioși și care din cauza unei fete au ajuns niște epave. Au ajuns niște epave pentru că au vrut să intre în grațiile lor. Și și-au distrus viitorul. Au ajuns pe drumul care merge spre Iad. Aveți mare grijă. Principiile nu trebuie să fie schimbate în funcție de plăcerile celor din jur. Dacă nu-ți place pentru că ai, ai principii, dacă nu-ți place tine pentru că ai principii, înseamnă că nu-i pentru tine. Ai mare grijă. Prietenia presupune puritate, cum spuneam, apoi modul de manifestare. Prietenia este pentru planuri biblice. Fă-ți planuri biblice pentru familia ta. Acceptă voia lui Dumnezeu în familia ta. Spune-le Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să accept voia ta, inclusiv în copiii pe care vei să-mi dai în familia mea. Numărul lor. Nu-i pune lui Dumnezeu limite. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Prietenia ta să fie cât mai scurtă, neapărat. Și păstrează ți viața curată și imaginea curată. O să mă rog în mod special pentru toți cei care sunt atât pe Webex, cât și pe cei care sunt, pentru cei care sunt pe live, pe Facebook. Și o să vă rog acolo unde sunteți în prezența lui Dumnezeu să vă închideți ochii și să vă rugați împreună cu mine. O, Doamne, sunt înaintea prezenței tale și chem numele Tău cel Sfânt. Am mare nevoie de Tine personal, Doamne. Îți mulțumesc că mi-ai dat harul acesta, Doamne, de a fi în prezența Ta, Doamne, și de a transmite aceste cuvinte care cu milință le spun ca fiind din partea Ta, Doamne. Mă smeresc înaintea feței tale și mă rog pentru toți tinerii, Doamne, pentru toți adolescenții care, într-un fel sau altul, într-o vreme sau alta, sunt în această căutare și vor auzi acest mesaj. Mă rog, Duhul Sfinte să-i cerceteze. Doamne, cuvintele mele sunt prea sărace care să, ca să poată să producă ceva spiritual în viața lor. Însă pentru că am folosit cuvântul Tău, Doamne, pentru că vreau să transmit aceste principii de viață din partea cuvântului Tău, te rog să dimentează în, mințile, în mințile lor, în viețile lor, în sufletele lor. Cobară prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și îi lasă ca numele Tău, numele Tău cel tot puternic să fie peste ei. Binecuvintează-i, Doamne, mă rog pentru aceia care și-au păstrat puritatea, Doamne, să le dai putere să nu renunțe la principiul al purității. să nu renunțe la principiile spirituale pentru lucruri trecătoare, Doamne. Pentru că știu că veșnicia noastră este prea scumpă, este prea valoroasă, Doamne. Și pământul este așa, așa de trecător, inclusiv familia este așa de trecătoare, Doamne, ca să pierdem cerul pentru anumite lucruri trecătoare, Doamne. Dă-ne putere să rămânem în curăție de Tine și de cuvântul Tău, Doamne. Să rămânem în curăția cugetului nostru, Doamne. Mă rog pentru aceia, Doamne, care se simt pătați, Doamne. Mă rog în aceste momente îi liberează, Doamne. Coboară prin Duhul Tău cel Sfânt și arată pata din viața lor și dă-le putere să se proiecteze prin credință în sângele lui Iisus Hristos să ajungă să fie eliberați și ridicați într-un mod supranatural pentru că au mare nevoie de Tine, Doamne. Au mare nevoie de cuvântul Tău, de sângele Tău, de puterea Evangheliei Tale care să fie manifestată peste viața lor, Doamne. Doamne. Știu, Doamne, că Tu poți să recuperezi oameni care se simte pave. Știu, Doamne, că Tu poți să ridici din praful drumului și poți să-i dai putere să devină oameni schimbați prin sângele lui Isus Hristos, Doamne. Vă rog pe aceia care au căzut, Doamne, testul moralității, Doamne. Și, Doamne, Dumnezeule, le-a ajuns jos de tot, Doamne. Mai dă-le o șansă, te rog, Doamne. Și dacă există regret, Doamne, și renunțare la păcat, Doamne, și remușcare, Doamne, Dumnezeule, și dorința de a ieși din acel anturaj, te rog, în numele lui Isus Hristos, dă-le mijloacele harului necesare să se ridice și să să simtă prezența ta, Doamne. Mă rog pentru fiecare tânără, pentru fiecare tânără, Doamne, care au stat înaintea feței tale, Doamne, și care sunt în această perioadă a căutării. Mă rog binecuvintează-le viitorul. atingele le prezentul și iartă-le trecutul, Doamne. Fi de partea lor și sângele tău, Doamne, să fie manifestat peste într-un mod supranatural prin puterea Evangheliei tale. Îți mulțumesc că tu ești prezent și viu și ești gata să ne răspunzi la întrebările pe care le avem. Cu milință stăm înainte ta și te rugăm, Doamne, vorbește-ne și binecuvintează-ne. Ajută-ne să ascultăm de cuvântul tău și să trăim în puritate, să avem viața curată, Doamne, și să trăim întotdeauna în așa fel încât să te cinstim pe tine și să glorificăm numele tău. În numele lui Isus Hristos m-a rugat pentru gloria Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Dragii mei, pentru cei care sunteți live pe Facebook, dacă doriți să primiți și Răspunsuri la posibile întrebări formulate o să vă rog frumos să vă conectați pe Webex pentru că răspunsurile veți avea doar acolo. Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi.